Dă-i omului puterea ca să vezi caracterul, spune o vorbă, și se verifică exact în cazul președintelui Consiliului Județean Constanța. Știi cine sunt eu? Pare a fi sloganul lui Mihai Lupu. El a fost filmat de un agent de la poliția locală cum îl înjură, îl amenință și îl agresează în timpul serviciului. Agentul îndrăznise să-i interzică președintelui accesul într-un loc rezervat riveranilor. Incidentul s-a întâmplat în 2021, dar abia acum au apărut și imaginile înregistrate cu bodycam-ul polițistului. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul a avut loc pe 17 noiembrie 2021, în momentul în care președintele Consiliului Județean se întorcea acasă, în mașina condusă de un șofer. Accesul în zona respectivă era permis numai rezidenților și era restricționat de bariere. Cum Mihai Lupu nu a prezentat permisul de acces, polițistul local aflat acolo nu l-a lăsat să intre. Nu trebuie să faceți așa, că nu suntem la piață. Mihai Lupu ar fi fost și băut, așa că s-a enervat pe agent și a început să-l jignească și să-l amenințe. Ca să treacă de barieră, șeful județului l-a sunat chiar pe primar, ca să-i ordone polițistului local să-i lase cale liberă. Deși acesta îi cere să fie civilizat, e ignorat complet. Luați mâna după mine, vă anunț că sunteți înregistrat. Idiotule, lasă-mă, vorbește cu primarul tău, ia telefonul. Bă, ești idiot, vorbește cu primarul tău. Mâine nu mai ești acolo, mă, prostă lăule. Cât de prost să fii tu, mă? Eu sunt președinte Consiliului Județean. Discuția se încinge și degenerează. La un moment dat, politicianul îl și împinge pe agent, care cere colegilor ajutor prin stație. Aruncă mintea să vorbiți civilizat. Aruncă mintea să... Băi, de ce? Bă, că de prost să fii tu. Vă rog frumos să vă purtați civilizat. Băi, domnule, nu mai ești nimic, prost, frate. Vreau să vezi, nu o să mai fi nimic de sub în viitor. După ce imaginile au apărut în spațiul public, președintele CJ Constanța neagă autenticitatea filmării și spune că dialogul cu agentul este trunchiat. Mihai Lupu susține că el a respectat regulamentul impus la acel moment pentru accesul în zonă. Acele imagini toate sunt editate tendențios. Da, într-adevăr, am folosit niște cuvinte licențioase care nu... fac parte din limbajul meu. Îmi cer scuze pentru ieșirea mea nervoasă și pentru cuvintele adresate. Polițistul local agresat a lucrat până acum 4 luni, apoi și-a dat demisia. El a fost lăudat de șef pentru modul în care a reacționat. La momentul respectiv l-am felicitat cu privire la faptul că a rămas ferm pe poziții și nu a făcut rabat de la aplicarea legii. După incident, agentul local nu a depus plângere la parchet pentru ultraj.